A fost odată un prinț. El dorea să se căsătorească, dar voia să fie sigur că se căsătorește cu o prințesă adevărată. E, și atunci a pornit el într-o călătorie prin lume în căutarea fetei dorite. Dar niciuna nu i s-a părut potrivită. Prințese se găseau la tot pasul în vremurile acelea. Dar erau ele oare prințese adevărate? Niciodată nu puteai fi sigur. Mereu apărea ceva care dădea de bănuit. În cele din urmă, prințul s-a întors acasă, trist și descurajat, disperat că niciodată nu va avea cu cine să se căsătorească. Într-o seară, era o vreme urâtă. Nori grei acopereau cerul și tunetul bubuia înfricoșător. Atunci cineva a bătut la ușa castelului. Cum nimeni nu se îndura să meargă să deschidă, s-a dus însuși regele. La ușă era chiar o prințesă. Dar, Dumnezeule, ce aer distins avea cu toată ploaia și vremea urâtă de afară! Părul ud îi cădea pe umeri, iar din hainele ei picura apă. Nu se putea opri din strănutat și când pășa, îi țâșnea apă din încălțări. Și totuși, ai fi zis că este fiică de rege, prințesă adevărată. Doamne, ce ne-a fost dat să vedem, a spus în gândul lui regele. Dar nu a spus cu voce tare și s-a dus să aranjeze camera de oaspeți pentru fată. A ridicat salteaua de pe pat și a pus acolo un bob micuț de mazăre. A îngrămădit deasupra 20 de saltele, peste care a pus și 20 de perne de puf de gâscă. Acolo urma prințesa noastră să-și petreacă noaptea. A doua zi, prințul și mama lui au întrebat-o pe prințesă cum a dormit. Vai, a fost groaznic, a răspuns prințesa. N-am închis ochii toată noaptea. Nu știu ce a fost în pat, dar sigur a fost ceva tare, cam corpul plin de vânătăi. Atunci și-au dat seama că era o prințesă adevărată, pentru că simțise bobul de mazăre prin 20 de saltele și 20 de perne. Numai o prințesă veritabilă putea să aibă o piele atât de fină. Spre marea bucurie a părinților, prințul s-a hotărât pe loc să se însoare cu prințesa, pentru că acum era sigur că a găsit chiar fata pe care o căuta de atâta vreme. Cât despre bobul de mazăre, l-au dus la muzeul orașului să-l vadă toată lumea. Și trebuie să mai fie încă acolo, dacă nu l-o fi luat cineva.